La țăra de weekend, lupta cu burienile, am curte, am pierdut-o. Iaca câte burieni. Da, am pierdut lupta cu burienile. M-au învins. Ia să evaluăm. Aici, știi, burieni moarte. Aici am niște morcovi. Niște pentru un jăl. Ia să gust și eu măcar o rămână. Unde pentru un jăl? Aici am hărbănat niște mărar. În luna, la începutul lui august. Uite, acum am mărar proaspăt la 4 septembrie. Aici iar un rând de păstrunjel. L-am plantat așa pe rând să se extindă cât vrea el. Iar un rând de mărar. Aici iar un rând de păstrunjel. Aici nu știu ce am vrut să pun. Iar păstrunjel, iar păstrunjel. Aici am căpșuni transplantați în luna iulie, cred că. Văd că s-au extins destul de frumos. Da, nu-mi plac ăștia. Ăștia de aia care fac fructific o singură dată pe an. Acolo am niște morcovi. Da. Aici am niște leuștean cu niște căpșuni care abia le-am transplantat acum 10 zile. Așa, iar niște căpșuni aici. Ăștia-s de aia care fructifică tot anul, da. Telul ăsta nu prea aprit. Un căpșun care stolonul, dacă va reveni. Aici iar am un leuștean. Aici iar căpșuni plantați în luna iulie, adică transplantați, mai bine zis. Și acolo au niște morcovi. Aș vrea să văd cam cum stau cu morcovul. Dacă putem să mulge unul mai serios așa. Oba. Se smulz doi. Cam mititei. Mititei și înghesuiți. Asta e. Terenul nu e prea fertil. Schimb buruiana, uite aici m-a învins. Aici am mai dat eu o bătălie și am mai smuls-o. Aici avem niște urzică. Da. Aici avem niște am pus acum 10 zile niște ceapă, niște cum se cheamă aia, păpădie. Na, hai să-l umplem acum. Dacă tot
că n-am dat drumul la apă. Așa, trebuie să dau drumul la apă. Hai, ia să vedem la țăranul de weekend, după 10 zile, castraveții s-au uscat, nu au mai fructificat nimic, cercat eu cu aspirină, cu lapte, cu... Văd că nu. Vinetele la fel, aici pepenașul parcă crește în rădăcini, mititel și un singur pepenaș. Uite, ăsta în schimb s-o dezvolta mai tare, pus eu niște pământ mai, da, uite, chiar să văd că frunzele s-o dezvolta mai bine. Aici am vânăt care merge ceva mai bine. Aici un ardei. Da. Iar ardei. Păi parcă s-o mai bârzoit ardei. Ăsta chiar merge ceva mai bine. Ai pus eu niște pământ la rădăcina, niște pământ. Parcă s-o mai bârzoit așa, uite, un florit. Nu știu cu frigul ăsta cum o să le vină. Na. Ardeii care au florit în septembrie, e jenat. Jenant. Bă, ia să iau și eu măcar un ardei, un gogoșar, ceva. E clar că pământul nu a fost de... Nu a fost de legumicultură. Uite, am aici un gogoșar, da, e verde, nu e copt. Na, ardei la fel, mititei, mărunței. Băi, roșiile parcă ceva mai bine. Aici o roșie mare, acolo iar una. Soiul ăla de inimă de bou, inimă de... Băi, aici am un rateu, o roșie afectată. Aici iar scam afectate. Aici iar cred că dăm mana în ele. Da. Septembrie, ce mai vrei? Uite aici o roșioară. Așa cam mai mare ca ardeiul, ca gogoșarul, ca pumnul. Da. Aici iar o roșioară, aici am pus eu niște irigații cu picătura. Bă! Gogoșarul parcă e gustos. Ia să vedem că să aveți plantați în iulie. Cum merg?
sau cum nu merg, mai bine zis. Ceapa la mine nu merge deloc. Solul nu e propice pentru ceapă, clar. Ca să aveți plantați în iulie. Nu prea au fructificat. Ia să vedem aici. Del și amărât și închircit. Nu știu dacă și-o scos sămânța. Una peste alta, eficiență către 0, cu castraveții plantați în iulie. Ia uzi cu cuveauca. Roșiile galbene îmi plac. Ia să dăm drumul acela la rezervor. Ia să vedem și la roșii de partea asta. Nu e rău. Nu e rău deloc. Deci roșiile sau... S-au descurcat. Ardei capia. Nu a avut putere. Ia, tu un ardeiaș. Ce, bă? Astea nu scot nici prețul răsadului. Vine prin florit în septembrie.
Da, ia să încercăm să... Să umplem butoiul cu apă. Butoiul cu macerat de... macerat de... păpădie. O ieșit aerul de pe furtun. Ia ca că nu a ieșit tot. Da, a venit noaptea, nu mai am ce să vă arăt, decât cântecul greierilor, așa că până la o nouă experiență, aici avem un măr care îmi să-l mănânc acum, până la o nouă experiență vă doresc numai bine, sănătate, Doamne ajută!